de evaluări. Chiar de la naștere, noi primim o notă. În funcție cum ne-am născut, mai greu, mai ușor, dacă am avut o greutate mai mare, luăm și notă mai mare. Acesta e primul examen, chiar la naștere. După aceea, mergem la grădiniță și acolo suntem evaluați. Ca să putem merge mai departe cu școala. Și după clasa a patra, o altă evaluare, un fel de examen, ca să vedem ce capacitate intelectuală, emoțională, educativă ce am acumulat, ca să mergem la o altă formă de învățământ, clasele 5-8. Și în clasa 8 iar un examen, se numește chiar evaluare națională. Și în funcție de acest examen, rezultatul lui, și tot ce am învățat noi, de-a lungul anilor, și în funcție de opțiunea noastră, ne vom îndrepta spre un liceu. Și liceul are 4 ani de studiu, și după 4 ani, alt examen, tot național, bacalaureat. Iar evaluare, și în funcție de rezultatele acestui examen, mergem mai departe. Și facem studii universitare, facultate. Și facem și facultate, că e 3 ani, că e 4 ani, că e 6 ani, ca medicina. La final, toți vom trece din nou prin examen, ca să luăm licența. Și cei mai râvnitori în a studia merg mai departe și fac cursuri de masterat, de doctorat și la masterat alt examen, disertație cu notă, master, examen greu, trebuie să prezinți o teză originală, științifică. Iar examen, comisie națională. Și după aceea, dragii mei, tot timpul unde suntem la servici, apar mereu oportunități de avansare în posturi unde trebuie să dai examen. Și toată viața dăm mereu examene, evaluări. Chiar și când plecăm de aici, dragii mei, nu scăpăm de examen. Pentru că în clipa decesului, când plecăm de aici, în lumea de dincolo, urmează un examen pe care Biserica numește așa, judecata particulară, sinonimul la judecată, dacă ne dăm în dicționar, înseamnă examen, înseamnă evaluare. Și spune așa, judecată particulară sau personală, de ce? Când plecăm de aici, noi plecăm cu sufletul, lumea de dincolo, trupul rămâne, care e ca o îmbrăcăminte. Azi, îmbrăcămintea o lăsăm în garderobă, o lăsăm în dulap, o lăsăm pe marginea patului. De data aceasta, îmbrăcămintea noastră ne-o lasă neamurile. Familia ne-o lasă cu totul. În pământ,
ca o semânță în semn de respect, pentru că noi provenim din pământ, trupește vorbind. Trupul nostru Dumnezeu l-a alcătuit din pământ. Pământul cel bun, pământul roditor, pământul binecuvântat de Dumnezeu. Și acest pământ plămânit de Dumnezeu, ca și copiii noștri, când fac din plastrina diferite modele, Dumnezeu a făcut cel mai frumos model, omul, chipul omului, cu tot ceea ce avem noi. Și ca să-l facă viu, Dumnezeu a suflat asupra lui. Și în momentul acela, trupul a primit suflet. Aceasta e diferența între noi, oamenii, și animăluțele, și păsările, și orice viețuitoare, doar omul are suflet rațional, veșnic, în noi, conștient. Și cu acest suflet din noi, așa cum orice mașină deține un motor care nu se vede. Dar mașina, dacă are probleme cu motorul, oricât de scumpă designul avea la caroseria, ea nu mai merge. La fel și omul, oricât de mare ar fi el, dacă are probleme cu sufletul, cu motorul, el nu poate să ajungă la Dumnezeu. Sufletul cel mai important în viața aceasta omenească. Noi, de cele mai multe ori, avem grijă doar de trup. Iar sufletul lăsăm deoparte, îl neglijăm. Este ca și când noi am avea familie, doi copii. Pe unul îl îngrijim tare bine, îl spălăm, îl îngrijim, îl hrănim, îl îmbrățișăm, ne e drag de el, dar celălalt copil care e tot al nostru, îl ținem pe stradă, fenomenul străzii declanșat de noi. Noi ținem pe stradă copiii, sufletul nostru și murdar și ne hrănim. Și ne băgat în seamă, oare cum ne simțim noi un copil în casă, la masă, și să n-ai un copil și să poți mânca copil pe stradă, copil murdar, copil la nimănui și să stai liniștit în casă? Oare cum stăm noi, fără suflet, dragii mei, când ne așezăm la masă? Ne gândim și la suflet. El nu mănâncă mâncare, nici pâine, nici sarmale, nici dulciuri. Mănâncă rugăciune. De aceea e bine înainte de masă, când ne așezăm, facem o cruce mare, dragii mei, că mare Dumnezeu, cu trei degete, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Tu, Doamne, binecuvintează masa aceasta și zice rugăciunea Tatăl nostru și atunci se așează Dumnezeu la masă, în capul mesei și sufletul nostru îl hrănește Dumnezeu în timp ce noi stăm la masă și mâncăm ce ne-a pregătit mama cu dragoste și ce ne-a adus tata cu sudoare și ce ne-a pregătit bunicii noștri să mâncăm totul prin slava lui Dumnezeu. Sufletul e cel care merge după moarte. Trupul, ca o sămânță, rămâne în pământ, așteptând învierea. Așa cum noi punem semințele în pământ. De ce? Ca să încolțească, să răsară, să iasă din pământ. La fel și noi, pe cei dragi ai noștri, îi punem din dragoste în pământ și udăm pământul cu lacrimile noastre, lacrimi de înviere, de mângâiere, de bucurie, de iubire.
eliberare. Și mergem cu sufletul la primul examen, care are loc după 40 de zile de la deces. Timp de 40 de zile, sufletul din noi, care este ca un înger care zboară, în aceste 40 de zile recoace ca într-un film toată viața noastră, de la naștere și toate etapele vieții până în clipa decesului. După care ne împățișăm la primul examen, lumea de dincolo. Și cine este acolo la examen? Este Iisus Hristos. Cine mai este? Îngerul nostru, care l-am primit de la botez și care ne-a însoțit zi și noapte, tot timpul a stat lângă noi și care ne știe cel mai bine și ca un avocat. Și judecată se cheamă personală sau particulară pentru că sunt doar eu cu Hristos în față. E înger lângă mine. Nu e tata, nu e mama, nu sunt frate, nu sunt surori, nu sunt bunei, nu sunt prieteni, nu sunt nimeni, doar eu cu Hristos. Și Îngerul cel Bun ne va apăra la această judecată, dacă am făcut o faptă bună, dacă am fost cu minți, dacă am fost credincioși, dacă am iubit pe Dumnezeu, dacă am iubit pe cei din jurul nostru, dacă am fost bun, sau poate n-am fost. Aceasta e judecata. Ne cântărește Dumnezeu, personal, să vadă ce avem noi, ce am strâns noi pentru El, ce dăm Lui. El are nevoie de faptele noastre, nu de casă, nu de mașini, nu de note, sunt bunișoare. Dar nu ne ajută la acest examen judecata particulară, ci doar faptele bune pe care le-am făcut. Și după orice examen se dă o sentință, se dă un rezultat de promovare sau de pierderea examenului. Dacă promovăm acest examen, mergem spre Rai. Dacă Doamne ferește, ne-a prins moartea, nespovediți, certați cu cei din familie, cu neamurile noastre, dacă ne-a prins în păcate mari și nu ne-am lăsat de ele și nu ne-am căit, ca vameșul din Evanghelie, ca tâlharul de pe cruce, măcar în clipa morții, să ne cerem iertare, atunci nu vom mai merge spre Rai. Din nefericire, mai este și alt drum. Întuneric. Iadul. Și acest examen, dacă îl pierdem, Doamne ferește, mai avem o nădejde în noi că familia din care am plecat, că sunt părinții care ne-au născut și ne-au crescut alături de bunici, după aceea familia devine soț, soție, copii și această familie nouă, cu siguranță că nu ne poate uita. Și avem nădejde că familia va face totul să ne scoată din necasă și să ne ajute să putem păși pe drumul Raiului. Și de aceea familia începe îndată să înceapă să facă milostenie
pe la săraci. Și orice milostenie de să fie pentru copilul meu, pentru soțul meu, pentru soția mea, pentru cutare, pentru tatăl meu, pentru mama. Începe cei din familie să facă milostenie, că milostenia ajută tare mult înaintea lui Dumnezeu, dacă e făcută cu căință, cu lacrimi și din toată inima și nu cu scâncenie și nu formalism. Și apoi începem să ne rugăm și începem noi să ne spovedim din familie. El a plecat nespovedit. Pentru aceasta începem noi din casă, să începem noi cu toții să ne spovedim, dragii mei, așa ajutăm pe cel din familie. Să ne schimbăm viața, că nu-și de glumit. Și atunci, dacă familia toată, lărgită, se pornește pe această schimbare interioară, pe fapte bune, începe să meargă la biserică, care înseamnă casa lui Dumnezeu, și începe să citească din Evanghelie cartea lui Dumnezeu, în care ne arată ce se întâmplă cu noi în lumea de dincolo și de unde venim noi și de ce venim pe pământ și ce trebuie să facem noi aici pe pământ. Și atunci schimbarea aceasta a familiei e garanție 100% că cel de lângă noi, care a plecat nepregătit și a pierdut examenul, judecata particulară, are șanse mari să câștige când? La judecata finală, la sfârșitul lumii. E nădejde mare. După aceea, mai avem alt examen. Examenul final de la sfârșitul lumii, care se apropie cu pași repezi. Uitați-vă în jur. Citiți Evanghelia după Matei, capitolul 24. Veți auzi mergi de război. Au mai fost război, dragii mei. Dar acum suntem într-un război mondial. Nu e doar Rusia și Ucraina. Doamne ferește, război diabolic, orice război, la poarta României. Dar este război mondial. De vreme ce nimeni nu vrea pace, unul cere dați armament, dați bani, dați totul. Altul se duce prin spate, celălalt să afilieze cu alții, ca să continue războiul diabolic și satanic. Nimeni nu vrea pace, dați mai mult armament, totul faceți pentru război și nu pentru pace, care dorește Dumnezeu și o vrea Dumnezeu pacea. Și când este acest război, spune Evanghelistul Matei, cuvântul lui Iisus, și veți auzi de cutremure, au mai fost cutremure, dar mai mare ca în Turcia n-a fost. Și vor veni mai mari cu tremure. Și ne zgâție și pe noi românii, în Oltenia, unde nu s-a pomenit niciun cutremur, iată că Dumnezeu a început să scutuie și această țară care trebuie să rămână neutră în acest război mondial. Vor veni necazuri multe și foamete pregătită de oculta lumii. Pământul acesta care poate scoate atâta grâu și atâta pământ, îl vor usca prin sisteme electronice ca să oprească ploaia și să nu mai fie ploaie, că ei dirijează și ploaia, ei dirijează chiar și cu tremure, ei dirijează și războaie, ei dirijează pandemie, ei dirijează totul. Ei doar apasă pe niște butoane, doar se adună niște gărbădei într-o anumite locuri pe planeta aceasta și ei, în loc să discute lucruri serioase pentru binele planetei acesteia, cum să distrugem această planetă, aceasta e nebunia lor satanică, să distrugă creația lui Dumnezeu. Și să mâncăm insecte, Doamne ferește, să ne spurce pâinea, dragii mei, dragii mei, când vor ajunge să pună insecte
în toate pâine pască pe noastră, dragii mei, în clipa aceea, luăm frunze de copaci, sunt copaci lui Dumnezeu, le fierbe. Și iese un ceai minunat, dragii mei, și ne ține așa de bine, așa de sănătoși și vom rezista că nu durează mult această persecuție la care suntem supuși și în special începe cu Biserica Ortodoxă, vedeți? Oriunde a început acest război, acum la ora actuală, război împotriva Ortodoxiei, dezbinarea Ortodoxiei, să facem Ortodoxie mai multe biserici, să facem ecumenism, să facem tot felul, ca să nu mai fie biserica una sfântă, sovrâncească și apostolică, în care Hristos este cel care să ne conducă, nu alții. Și această judecată finală va veni acum, cât de repede. Și dacă vă uitați în calendarul bisericii, duminica de azi, duminica înfricoșată e judecăți. De ce acest apelativ înfricoșat? De ce să ne speriem? Că noi știm așa, că am fost elevi, am fost studenți. Întotdeauna, când ne făceam temele cerute și întotdeauna când învățam lecțiile pe care profesori, învățători, educatoare, ni le spuneau în clasă cu atâta suflet și noi le învățam acasă, împreună cu părinții, cu bunicii, așteptam cu bucurie a doua zi să ne asculte profesorul, învățătoarea, oricine, cu bucurie să-i spune că am învățat și așteptam să vină repede în clasă, să ne dea chiar teză, orice test, eram tare bucuroși. De ce? Că aveam lecția învățată, pregătită și nu ne era teamă. Acum, de ce ne este teamă, de ce se spune fricoșată judecată? Pentru că n-avem lecția făcută, n-avem temele făcute, dragii mei. Și nu merge. Că judecata nu o face un om, nu o face o instanță juridică, ci o face însuși Dumnezeu. De ce se cheamă fricoșata judecată? A spus și Dumnezeu acum. Dacă în această viață pământească se întâmplă așa, în copilărie, sau o problemă cu tata, te-am supărat tare mult pe tata și nu bine, și tata e supărat, mai avem o nădejde, ne ducem la mama. Și mama punea o vorbă bună la tata, îl îmbrățișează pe tata și a uitat. De fapt, aceea urâtă pe care am făcut-o. Dacă nu ne înțelege nici tata, nici mama, mai avem o nădejde la bunei, bunicii noștri. Din bunici, dau telefon, cum e potul meu, Doamne, ferește, poata mea, Doamne, ferește, hai să o ajutăm, hai să o iertăm. Mai avem și nașii de boteze la care să apelăm. Mai avem și duhovnic la care să apelăm tot timpul, preot duhovnic. Cel mai mare avocat al nostru, al familiei, în orice moment al vieții. Deci mai avem momente. Dacă suntem mai mari și avem ceva, o greșeală penală, civilă, orice, și suntem judecați și pierdem la Buzău un proces, avem o nădejde, curtea de apel Ploiești. Pierdem și la Ploiești, cu avocatul ne ducem la curtea de apel la București. Doamne, ferește, pierde la București, mai o nădejde, o speranță, hai la Haga, Tribunalul Internațional. Pierdem și acolo. E posibil să pierdem și acolo. Ce facem? Un avocat bun mai deschide un alt proces, o altă nădejde, ne mai învârtim așa și mai e câte o speranță să câștigăm orice proces, dragii mei. De ce e fricoșată judecată? Când ne-am dus la sfârșitul lumii, la judecată, care acum o face cine? O
O face Dumnezeu întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cine face judecata la sfârșitul lumii? Sunt Sfinții, Maica Domnului, sunt toți Sfinții, Îngeri, Sfinții aceștia pe care i-am chinuit prin tărnițele comuniste, Sfinții de care ne-am bătut joc aici pe pământ și ne-am cinstit, a venit ziua lor și le-am citit măcar un acatist, măcar o rugăciune, măcar o îmbrățișare. Să ne gândim la ei, că ei ne sunt de mare folos, ca în viața aceasta, când te duci undeva la o primărie, la o instituție și ai un prieten acolo, îmi sunt dragul meu, vreau să ajung și eu la premier, ajung la președinte, ajung și eu. Gata, vină repede, vine la poartă și te duce și te duce unde trebuie, că te ajută, e prieten cu tine. Aceștia sunt Sfinții, prietenii noștri și prietenul Iisus, că l-a iubit tare mult pe Iisus, de aceea a ajuns să fie alături de Iisus, să fie prezenți la judecata de la sfârșitul lui. Cine mai e la judecata finală? La aia particulară eram doar eu cu Iisus. Nu știa nici tata, nici mama, nici soțul, nici soția. Păcatele mele erau ale mele. Pentru că nu le-am spovedit cele spovedite la spovedanie cu lac și ne-am lăsat de ele, la judecata particulară nu se mai ia în calcul. La judecata finală nu se mai ia în calcul. Acelea sunt șterse, apilate de tot, doar ce ne-am spus, ce am uitat noi cu bună știință și ne-am adus aminte de ele și ne-am păstrat noi, acum, dragii mei, cum se dezvăluie, cum se arată. În vârstul lumii, cine este acolo prezent? E familia. Am înșelat soțul, soția coada. Mă vede, am supărat părinții, sunt acoada. Am supărat pe altul, pe altul, toți sunt prezenți și atunci ce facem? Roșim. Și toți ne știe, nu doar familia, ne știe și vecinii. Nu doar țara noastră, ne știe și țările vecine. Nu țările vecine, ne știe și îngerii și sfinții. În realitate cum suntem, pentru că în viața aceasta nu ne-am spovedit, n-am pus pocăință, asta s-a pocăință. Mărturisirea păcatelor, de la A la Z toate, ni le asumă, nu dăm vina pe soț, pe soție, pe soacră, pe socru, a făcut acolo, m-a îndemnat soacră, m-a îndemnat vecina, m-a dat. Nu! Acolo ne asumăm păcatele, toate, ale mele, sunt din cauza mea, eu sunt păcătos, cum sunt eu, de față, care vă vorbesc. Păcatele mele, eu l-am supărat pe Dumnezeu, pe aproapele, pe cei din jurul meu. Așa mergem la judecată, nu dăm vina pe altul, ăla și ăla, cum a făcut Adam și Eva, dăm vina unul pe altul, ci să ne asumăm greșelile noastre cu căință și dragii, dacă tâlharul acela pe cruce, în ultima secundă, și-a recunoscut toate păcate, ce înseamnă tâlhar? Violator, criminal, hoț, toate păcatele care se pot face umani, l-au făcut săracul de el. Dar nu știu și-a aruncat vina pe altul și l-a sumat și-a plâns pe cruce și-a curs lacrimi și când l-a văzut Iisus cu atâta pocăință, cu așa spovedanie, i-a zis astăzi, vei fi cu mine în rai. Dragii mei, există rai. Ce e rai? Locul lui Dumnezeu și al Sfinților, dragii mei, există și iată, doar pentru mine. Voi să fiți în rai cu toți. Ce este iadul? Locul unde nu poți să vezi pe nimeni, să te vadă nimeni, unde nu poți iubi pe nimeni, să te dească nimeni, un întuneric, o disperare, o îndepărtare totală pentru totdeauna de Dumnezeu și de familie. De aceea judecată e fricoșătoare. De ce? Dacă aici am mai pierdut un proces, l-am câștigat în altă parte. Dar dacă îl pierdem cu Dumnezeu judecata, el este instanța finală, în afară Dumnezeu nu mai există nimeni, nu avem unde ne duce. De aceea se spune înfricoșata judecata a lui Dumnezeu. Și dragii mei, cine va întreba Iisus la această judecată finală? Lucruri simple, dragii mei. Nu ne va întreba de ce țară ești. Ești român, treci de-a dreapta, ești din altă țară, toate țările, toate popoare au șanse egale. Acolo este adevărată egalitate, la Dumnezeu, nu aici.
în Europa și în America și de tot, unde se fac cele mai mari nedreptăți, în numele democrației, în numele dreptului omului, cele mai mari atrocități se fac sub acest slogan, drepturile omului. Cartea Europei, Cartea Americană, Doamne Dărește, dreptate o face doar Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne va întreba ce religie avem, nu ne va întreba ce studii, ce cu facultate de parte, ce fără școală, partea cealaltă. Nu! Toți suntem egali, că avem școală, că nu avem școală, că avem o religie, că avem altă religie. Ne va întreba simplu de tot, dragii mei, lucruri practice, Dumnezeu pragmatic, practic, nu ține filozofie, nu ține teorie. Și ne întreabă simplu de tot. Zice așa, flământ am fost și mi-ai dat să mănânc. La această judecată, țineți minte, nu ne ia Dumnezeu de mână, tu treci de-a dreapta, tu treci de-a stânga. Nu face Dumnezeu lucrul acesta. E părinte. El ar vrea tot să vin de-a dreapta lui, toți în rai. E tată. Dar, dacă noi în viața aceasta am făcut bine, am iubit bine, am trăit bine, adică în sensul de bunătate, dragii mei, să avem bunătate. Acesta e termometrul fiecare zi, se numește dacă avem credință, dacă avem bunătate. Dacă ai bunătate, dragii mei, ai șanse 100% rai. Dacă nu avem bunătate și avem răutate, putem să postim post negru, să nu măcar nu ca postul Paștelor egal cu zero, de amândouă. Putem să avem cărți, bani, egal cu zero, dacă noi purtăm dușmanie și nu vorbim soț cu soție, nu vorbim în casă, dar cu soacră, cu soc, cu neamăne, cu rudele, cu toate din jurul nostru. Și avem răutate și răzbunare și dușmanie și tot timpul facem reclamații, peste reclamații și vorbim urât. Dragii mei, răutatea din noi, acest duh rău care ne stăpânește, el ne duce la rău. Ne duce în partea stângă. Noi ne ducem de bună voie. Iar cei care au bunătate, cum sunteți dumneavoastră, și aveți zâmbet, și aveți credință vie prin fapte, automat nu vine cineva să vrea de braț să vă ducă în dreapta, în rai. Voi vă duceți, vă atrage forța inimii, că inima e cea care te duce în rai sau în iad. Dacă inima ta este bună, dacă tu l-ai pe Hristos în inimă, ca și Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos în mine, dacă tu izvorești bunătate și bucurie în jur, păi te duci la bucurie, te duci la bunătate. Dacă tu ești rău și faci numai dezbinare în familie, la locul de muncă, peste tot, în societate, numai negativ, să nu vezi ceva bun, să arăți cu degetul, numai rele, 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 pe tine nu te vezi deloc, pe atunci tu i-ai luat locul lui Dumnezeu. Ai devenit judecător. Și zice așa, predica de Mântuitor, nu judecați ca să nu judecați. Că noi nu știm, chiar dacă vedem un om așa, care un păcat poate fumează, dacă el este bun și el se lasă de fumat, el mai repede ajunge în rai, că s-a lăsat de fumat, mai continuă fumatul și-a lăsat de el. Dar are milostenie, are bunătate sau altul, poate are alt viciu, ceva, dar se lasă și el. Noi nu știm omul ce repede se poate converti și noi i-am pus o pecete, i-am pus o notă și ăsta e omul și gata, dragii mei. Noi ne putem schimba de la secundă la secundă, de aceea să nu cadă lângă noi, ăsta merge în iad, ăsta merge în rai, ca să știe doar Dumnezeu. Ce este raiul? Locul de încontrare cu Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu, dragii mei. Aceasta este Evanghelia de astăzi. Și spune așa, flămând și mi-a stat. Se adresează către cei din rai. Și zice mai departe, însetat de apă, nu de băutură alcool. Și mi-ați dat să beau apă. Am fost bolnav și m-a cercetat în temniță, închis, pe nedrept sau chiar pe drept.
și m-aș cercetat. Străini și mai prinde în casă. Și atunci vor unii mirați. Ce era Iisuse, când te-am văzut noi pe tine la Buzău, pe stradă, pe bulevardul Unirii, te-am văzut noi plângând și ți-am dat ție personal, vine tu, așa cum arăți în icoană, strălucitor, ți-am dat ție apă, Iisuse, ai venit tu pe la noi, Iisuse, ai venit tu pe scara blocului și în casa mea și te-am pus la masă. Ai fost bolnav, Iisuse, la spitalul de urgență în Buzău, s-au dat orașa de lume și am venit la tine, la marginea patului, în temniță, în închisoare, și mă ajunge și atunci Iisus îi va privi și va zice așa. Întrucât cât ați trăit pe pământ, ați primit unii mai mult decât mine, iată și de suntem noi. Mai mici lui Iisus, frații lui Iisus, și ce așa, mie mi-a spus, e ca și când mi-ați dat mie și pâine, și apă, și rugăminte, și grijire, și cercetare. Și atunci ce le va spune Iisus? Pentru că ați făcut toate acestea, veniți și moșteniți raiul, pentru totdeauna rămâneți rai. Iar ceilalți le va spune cu amărăciune, plecați. Cora am fost și nu m-ați plecat. Plămând am fost și nu m-ați plecat. Însetat de apă, nu mi-ați dat. Bolnav, așa, penuța am fost. Păi, Iisuse, chiar eu? Cum eu care merg la biserică, din când în când, să te văd pe tine, fără haine pe stradă? Doamne, ferește, nu se poate așa, Iisuse. Cum eu? Să te văd pe tine însetat, să nu-ți dau măcar apă, o căniță de apă, nu se poate. Eu să te văd pe tine în spital, la urgență și să nu vin la tine, nu se poate, Iisuse. În temniță și să nu te cerceri chiar pe tine, făceam orice. Și atunci Iisus, indignat, le va zicea, întrucât n-ați făcut la nimeni cât ați trăit pe pământ, de fapt mie nu mi-ați făcut. Și zice așa, Evanghelia se încheie. Cei care n-au făcut nimic fapte bune vor merge spre o sândă în iad. Doamne, ferește, să ajungă pe unul dintre noi. Iar ceilalți vor zice așa, Iisuse, vor merge spre împărăția cerurilor veșnică, să fie și pe la lor, în Raiul lui Dumnezeu. Dragii mei, poate vă întrebați, o să spună și închei, de ce diferența aceasta între judecata particulară și judecata de la sfârșitul lumii? Deci e nevoie de două judecăți. Pentru că noi putem face păcate și după moarte. Nu vă mirați. Chiar adevărat. Și vă dau exemplu. Leo Taksim, un scriitor, a scris o carte de bajoc la adresa lui Dumnezeu, Biblia Haslie. Și această carte satanică, în care am de rândere toată Biblia, toată Evanghelia, își bate joc. Această carte, în perioada comunistă, a fost tradusă peste 50 de limbi. În toată lumea a fost împărțită gratuit. Și foarte mulți, după moartea lui, s-a făcut traducerea, foarte mulți s-au contaminat, au păcătuit și au schimbat calea, n-au mai iubit pe care Dumnezeu, au mers pe care diavolul. N-au mai iubit biserica, au iubit discoteca și cârciuma, n-au mai iubit familia sacră, au iubit concubinajul, pentru că această Biblie Haslie își bate joc de toate valorile morale, teologice. Și mulți au căzut cu milioanele în capcana aceasta, citind cartea aceasta otrăvitoare. De aceea nu să citim orice carte, că ne otrăvește sufletul. Sau altul a inventat o armă, chiar nucleară, chiar atomică, chiar arme acestea, distrugătoare. El nu, pe timpul lui a fost pace. El a inventat, le-a prevedat, a plecat la mormântași cu un om.
aceia au pus în aplicare arma lui și au murit milioane de oameni nevinovați cu această armă inventată sau cu substanță inventată sau cu aceste vaccinuri, oameni de știință, tine de noștri, cu creierul luminat, care au fost cumpărați din toate țările, cumpărați și plecați în anumite laboratoare ca să scoată tot felul de COVID în acesta, drăgeț, și tot felul de virus, îi iau pe conștiință, nu vor avea liniște. Pentru ei este și această judecată la sfârșitul lumii, se face evaluare. Uite, în urma inventării, uite câți au murit, uite câți au suferit, uite câți au fost separați, au rămas părinți fără copii din cauza ta, din cauza ta. Deci noi plătim aceste păcate, dragii mei, iată că și după moarte poți face păcate aceea, dragii mei. Atenție mare! Ce vorbim și cum vorbim, pentru că e ca o arhivă, ați văzut, la arhivă au început arhivele să se deschidă, să vadă cine a adunat pe ăla, pe ăla, cum au suferit Sfințele Intenții Comuniste. Ați văzut? Și cuvintele noastre pe care le zicem, înjurăturile toate acestea, ele se depozitează într-o arhivă. Dar dacă le spovedim cu căință, ele se șterg toate, dragii mei. De aceea vine postul acum, postul Paștelui, să punem pocăință, să punem început bun, să ștergem tot trecutul cu lacrimi, dragii mei, și atunci vine raiul, vine mântuirea. Aceasta înseamnă mântuirea, nașterea de omul cel nou, se face numai prin spovedare. Nu ieșim din biserică și nu ce la o sectă. Și rămânem în biserică, pocăința în biserică, pocăința la Hristos, la crucea lui Hristos, în Evanghelie, în liturghie. Aici facem pocăința aceasta și atunci suntem eliberați și avem șanse de mântuire. Amin. Lăudați pe Domnul din cerul.